Mâine seară, vampiri, demoni, vrăjitoare, scheleți și tot felul de monștri vor fi printre noi. Nu vă speriați, sunt doar semenii noștri costumați în acest fel, care sărbătoresc Halloween-ul. De câțiva ani și la noi s-a împământenit acest obicei, importat de pe la alții. Părerile oamenilor în privința Halloween-ului sunt împărțite. În vreme ce unii se pregătesc de petrecere, alții nu privesc cu ochi buni sărbătoarea. Dumneavoastră sărbătorii? Da! De ce nu? Cum sărbători? Păi de exemplu... De exemplu... Beau ceva de culoare roșie? Noi îl sărbătorim mai mult pentru copilași, pentru că sunt încântați de măscuțe, de tot felul de chestii de genul. Dar așa aprofundat cum îl sărbătoresc americanii, nu. Dar știți care este semnificația sărbătorii în sine? Am înțeles că e ceva de spiritele rele. Mai multe nu știu foarte aprofundat. Nu este sărbătoarea noastră și nu văd de ce să sărbătoresc monștrii, măștii disgrațioase. Nu, altceva nu. Avem sărbătorile noastre frumoase. Sunt prea mulți, numai de ăștia, partea e negativă. Diavoli, vampiri, vrăjitoare, care nu prea, zic eu că nu e în regulă, dar dacă lumea se simte bine, să petreacă, să-și vadă de petrecerile lor. Ne avem și noi palele noastre, de ce să apelăm la ale străinilor? La noi, la români, nu s-a făcut așa ceva înainte de Revoluție. Acum vedem peste tot ce vedem la alte popoare, luăm de la ei, dar de la noi nu ia nimeni. Halloween este o sărbătoare cu origini celtice, răspândită și foarte cunoscută printre multe popoare din lumea occidentală, mai ales printre americani. Vechii celți credeau că spiritele pot trece granița din lumea aceasta și cea de dincolo în noaptea de Halloween. Pentru a îndepărta spiritele rele, ei se deghizau chiar în astfel de duhuri.